Okay, gata ci sono. Staremo aici. Ce șui frumos românesc. Deci că e bine să-l bate. Oho, prietene, cum te-ai fi tu aici? Să ne arăți și muntura, te rog. Da. Mi-a rămas o singură biluță din cele două. Da? Ok. Lungul s-a eliberat. Nu m-a scurt feroce. Bătăios. Te duci bun de bolare. Nu mai la jurnalul pescarului. Hai la apă, frumosule. Pila de Alexandria. Se poate vedea. Bravo, Johnny. Numai în jurnalul pescarului. L-am pupat. Dragii mei, bine v-am regăsit într-un nou episod al jurnalului pescarului. Suntem din nou la pescuit, bineînțeles, și astăzi vă voi prezenta cum realizăm o montură Ronnie Rig. Deci, practic, un Ronnie Rig. Da? Foarte mulți se întreabă ce e acest un Ronnie Rig, cum se realizează. Am început acest clip prin a vă arăta care este partea de final, da? În realizarea acestei monturi, dacă se poate observa. Vedeți cum se echilibrează această montură. Este o montură pentru momeri flotante. Da? Vedeți că ne folosim un pop-up. Și cam așa ar trebui să arate la final această montură după ce se echilibrează. Haideți să nu mai stăm pe gânduri și să ne apucăm de realizarea acestei monturi. Da? Asta o lăsăm deoparte. O punem frumos aici vasul cu apă de teste. Pentru a realiza această montură, cred că v-am mai spus eu și în episoadele trecute, trebuie să avem o agrafă rapidă cu anou. Trebuie să avem un cârlig cu o tijă curbată. Ne ajută foarte mult în prezentarea mult mai bine a momelii flotante a pop-up-ului. Este un cârlig de la Ridge Monkey acesta. Curve Shank. Trebuie să avem un tub termocontractant
Eu folosesc tot un tub de la Rich Monkey de 2,4 mm. Da, și un fir, bineînțeles, firul meu nelipsit de la PB Jerry Wire de 25 de livre. Haide să vi-l arăt și pe acesta. Pe lângă acestea mai trebuie să avem și stopperul care vine pe tija. Nu pot să vi-l arăt că este foarte, foarte mic, dar o să vedeți exact cum se folosește. Vine pe tija cârligului și un burghiu cu anou pentru înfiletarea pop-up-ului. Da? Burghiu cu anou arată ceva de genul. Sper că se poate observa la camera. Ok. Primul lucru pe care îl vom face este să luăm tubul termocontractant și să venim cu el pe tija cârligului, da? Ăsta este tubul termocontractant, ăsta este cârligul, venim cu el pe tija frumos până în capăt. Ok? Va arăta ceva de genul. Apoi, luăm frumos agrafa rapidă cu anou, o introducem dinspre exterior, spre interior, mie așa îmi place să-l fac pentru a avea o continuitate cât mai ok. Da, va fi ceva de genul. Haideți să strâng un pic. Să închid, practic, circuitul ăsta aici, la agrafa rapidă. Da. Iar acum o să-l poziționez exact cât îmi place mie. Voi veni cu el înapoi, tubul termocontractant, până aici, cam așa. Da. Ceva de genul acesta. Johnny, aruncă și mi-a bricheta dacă ești drăguț. Bineînțeles că ești drăguț ca întotdeauna. Cu ajutorul brichetei acum o să contractăm acest tub pe tija finală a cârligului și pe anou, pe agrafa rapidă cu anou. Da, îi dăm un pic, se contractă perfect. Un pic de salivă ca să se întărească perfect. Ok. Ce a fost mai greu? A trecut. Și chiar și așa ați văzut că nu e nicio inginerie, adică e foarte simplu să facem această montură. Vedeți? Această agresivitate o puteți seta cu ajutorul tubului termocontractant și pur și simplu o puteți ajusta în funcție de preferință. Dacă vreți să fie mai agresivă, o lăsați mai agresivă. Dacă nu, o dați un pic mai așa, puneți tubul termocontractant un pic mai sus pe tija cârligului și atunci nu va mai fi atât de agresivă. Da? Acum, luăm acest mini stopper. Este ca un mic triunghi, ca o mică piramidă cu o gaură pe interior. Da? Și o să-l introducem partea, de fapt nu, am greșit. Vedeți? Trebuie să fiți foarte atenți. Prima dată, după ce am pus tubul termocontractant pe cârlig și pe agrafa rapidă cu anou, vom introduce burghiul cu anou. Asta vedeți că are mobilitate pe tija cârligului. Acum luăm acest mic stopper și îl introducem cu partea lată spre coada cârligului. Da. Mergem cu el sus, frumos.
vedeți, acum avem mobilitatea acestui burghiu de la acel stopor și până la intersecția cu tubul termocontractat. Ok, până acum toate bune și frumoase. Acum vom lua firul. Îl las cam undeva la 20 de centimetri, nu mai mult. Și o să legăm de acest anou al agrafei rapide. O facem un nou simplu, 4 spire, ne întoarcem înapoi. Cred că știți cu toții nodul ăsta, dacă nu o să vi-l prezint în alt episod. Mă întorc el prin bucla asta. A, uitați aici. Practic, asta se va strânge atunci când peștele va trage sau vom agăța ceva, se va strânge și mai bine, practic. Și este foarte ușor de dat la o parte, doar tragem cu unghia înspre partea superioară a firului și imediat se desface, în cazul în care vrem să desfacem. Acum, o să înlături eu acest surplus de fir, da? Și voi pune tungstenul. Puteți să folosiți și tungsten, puteți să folosiți și o alică de plumb, mai sunt și acele mici căpăcele de plumb de la Fox. Le puteți folosi și pe acelea. Nu cred că contează foarte mult aici. Ideea e să folosiți un tungsten, în cazul în care folosiți un tungsten, să fie cât mai calitativ pentru a rămâne pe acest nod, pentru că noi aici vom pune tungstenul, pe nodul pe care tocmai l-am făcut. Și să fim foarte atenți, pentru că dacă nu e calitativ și nu e prins cum trebuie, ăsta se va pierde de aici, de pe nod, iar montura noastră, din păcate, nu va mai fi eficientă. Cam așa arată și cu tungstenul pus. Acum haideți să punem și pop-up-ul. Îl iau tot pe ăsta de aici, că nu are rost să folosesc altul. În răsucire pe burghiu de care tocmai vă ziceam mai devreme, da? Pac, 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 mobilitate. Și acum urmează testul final, să vedem echilibrarea monturii. Ia uitați! Montura noastră este echilibrată. Hai să verificăm aici ceva. Ok. Este un pic mai rigid firul, adică e semi-rigid. Puteți să-l decojiți în zona asta aici. Da, de-aia e că el cam așa va arăta pe substrat. Da? Nu știu dacă se vede la cameră. Da, deci practic asta este montura cu pop-up. Acesta este Ronnie Ring, da? Ce trebuie menționat la această montură? Din păcate ea nu face selecție, pentru că pop-up-ul se află foarte, foarte apropiat de grill. Cu această montură puteți să prindeți și ciortan de, nu știu, un kil. Puteți să prindeți și un crab de 30 de kg, deci nu, din păcate nu face selecție. Însă este o montură care vă poate aduce prezentare relativ repede. Da, deci noi primăvara o folosim foarte des, când peștele este mai apatic,
O folosim și pe timpul, și în anotimpul călduros, o folosim și toamna, o folosim tot timpul atunci când vrem să avem o prezentare cât mai rapidă, să vedem exact ce pește avem în față și cum să abordăm partida de la primul pește prins, da? În funcție de dimensiunile lui. Dar, ca idee, el vă ajută să aveți o interacțiune cu peștele mult mai rapidă. Da? Cam asta a fost montura noastră de astăzi, Ronnie Rig. Nu uitați să vă abonați la canal, Jurnalul Pescarului, toate cele bune și fie întinse, v-am pupat, pa, pa!